Salut și bine v-am găsit la un nou episod din GTA Online, aici cu Bisica și cu Mihai. Bună seara! Salut! Și astăzi vom porni la drum din elicopterul nostru. Am văzut că v-a plăcut foarte mult episodul ăsta cu secrete, așa că ne-am decis, mă, știi ceva, mai era ceva sub am apă. Am mai găsit ceva, de... da? Mai era ceva sub apă și am zis, bă, hai să mergem astăzi acolo și să vedem despre ce e vorba. Vreau să vă mulțumim foarte mult pentru ce ați făcut la episodele anterioare, pentru că știu că s-au strâns enorm de multe like-uri și vă mulțumim din suflet pentru asta. Și hai să ne aruncăm și noi din avion. Hai. Din avion, din elicopter. Vă las pe voi, ca să nu fie elicopter. Dar nu se vede nimic, gen. Ce frumos. E prima oară că nu văd nimic. A, uite, se vede că muntele ce le iad. Și acum... Charge! Așa, că stai în față, pe W. Da, sunt curios dacă ce napa asta de aici. Așa, fix fără parașute. Mori are? Da, parcă mori. Gen, dacă te duci așa cu viteză maximă, îți dai seama? Băi, dar nu mergem la arme? Magazinul de arme, trebuie să mergem să luăm lui rebridere mai întâi. Da. Deci puneți-vă punctul la... Dar unde sunt armele? Uite, în direcția în care mori este. Cu Z, cu X. Și în partea aia. Nu te las. Hai să-mi dau și o parașută acum. Bă, mă, parașută cu negru și cu galben, nu știam. La, eu da, și cu vișiniu și cu galben. Știi care-i fața ciudată? Uneori am smoke-ul ăla cu roșu, alb și albastru. Da, uneori nu, la frial. Dar eu am văzut unul că ai și mov. Da, poți să pui și mov, poți să pui mai multe cu ăla. Poți să-ți iei, de la Checky Galaxy. De la magazinul ăsta de arme poți să ți le cumperi dacă vrei. Aude aici. Bă, da, avem toți parașute la fel? Cred că avem toți parașute. Posibil să fie de la organizație? Dar noastră ce organizație este? Nici nu cred că avem organizație. Nu avem organizație. Încă n-avem, ha, da. Nu știu de la ce e, sincer. Get inside. Securo serve, hai că vă dau invite. Friends. Dar ai răbdare să... Aaaa! Oh fuck! Oh fuck! Parașuta de urgență, parașuta de urgență! Bă, ăsta e nostru cumva? Am ajuns înaintea lui? Posibil. Îl văd în aer cum se învârte, uite-l, cred că e al nostru, ba da, el e. Oh my god, dacă ieși afară de risc cu sniperul, se vede. Uite-l cum pică! Stai! Ieși afară mai repede. Unde? Tot atât foarte, uite! Da, da, lol! Ha! Ha! Ce lol! Ce caterică! Așa greu a căzut! Gata, acum a căzut. Nu mă așteptam la chestia asta. Eram prea departe ca să văd ceva. Hai, eu mi-am luat rebridere. Te aștept cu cea mai șmecheră mașină din istorie. Oh my god! E la aproape de... Era și o rebreather. Era aproape pe gustul meu. Ce mă lasă la accesorii sunt eu? Nu știu că am reușit să iau. Deci ai... Bă, plecați mă de aici că aveți... A, mi-a dat stele, de ce am stele? A intrat cu armă în mână cumva? Din cauza elicopterului mă gândesc. A, da. Sau bribe. Nu m-a mai lăsat nici măcar să cumpăr nimic din cauza la asta. Da, taci. Ok. Aveam doar 5 de bani. Am găsit mașina mea de bunic, să știi. Da? La propriu. Mașina care vrei să ieși la pensie? Yeah! Da. Cu asta vrea să-și ia nepoții de la școală. Da, cu asta nepoții de la școală. Sus am de la de garaj special, în spate pot să bag... Hai să ne luăm un alt elicopter, avion, ce vreți voi, ca să putem ajunge direct. Hai la aeroport. Aeroport? Da, că e aproape aeroport. Nu uitați să apăsați și butonul de like dacă vă place seria noastră de GTA Online și vreți episoade în fiecare seară. Nu în fiecare seară vor fi secrete, dar în fiecare seară eu zic că putem să facem ceva distractiv și să ne distrăm împreună, da? Bun. Acum trebuie să găsim un elicopter. E lentă ca moartea asta. Bă, dar când mă uit, dar când mă uit la ea mă plictisesc. Deci, mașina cu care te-ai pensionat, da? Adică ce vrei mai mult atât? Eu zic că e foarte ok. Da, e confortabil, știi? E gângătă ca aici. Bă, Mihai. Uite un bazar. Handbrake. Gata cu stil. Pisică cu stil. Bă, eu mi-am pion, are ceva. Eu merg cu bazarul. Băi, aolo, nu! Îți vine un inamică, uci că-mi ce pe ghinga ta, cred. Da. Haideți. Stai, stai, că trebuie să reușesc. A, frate, te-am mă omor. Te-am părăt? Da, te-am cecat astea. M-a luat și pe mine, bă, așa bine atras? Primul rând, să-mi zici și mie, de ce începe ghinga ta cu... Când te urci în elicopter. Că eu nu am activat. Nici eu nu l-am activat, că n-am tras primul. Ia niște rachete, ia de aici, hai. Mai vrei? Ia-și tu una, ia! Doamne, feri! Ia-și! Zic că urcă-te în... Nu, 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 nu. A fost la elice să-mi te duci. Nu. Se duce caracterul! Repede. Hai, 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 hai. Am pus pe halta, du-te, Max. Hai că trag ăștia-n noi. Rămas și lui Mihai. Păi, fac, mă moară iarăși. Mă, ce măciure. Hai că mă îndepărtez. Ați reușit să decolați?
gata, gata, suntem, suntem sus în aer. Eu iau distanță, că mi-au ciurui puțin elicopterul. Sperve pe bilete, hai să dăm și un ghost ca să ne vadă ăștia ce facem. Huh, bă, e bine. Mai erau niște secrete pe sub apă, niște chestii tot așa. Și nu înțeleg cum au ajuns acolo, probabil dintr-un război ceva, mă gândesc. Că erau niște tancuri și niște chestii pe sub apă, dar nu știu cum au ajuns acolo. Sunt curios de chestia asta, știi? Și că mai este și un avion rupt în două, pe undeva. Acela nu știu. Ăla l-am găsit parcă odată, nu? Da, l-am găsit. Si, da, l-am găsit, dar nu știu exact. Aici, dar nu știu unde mergeți voi, pe bune de nu. Și eu merg pe Mihai. Păi tu, vezi că ți-am pus pe hartă, tu nu vezi. Puțin mai în dreapta, mă aduceam eu greșit. Mihai, nu, pisica are punctul. Eu am punctul. Eu știam așa orientativ unde era. A, e, nu ne-am îndepărtat mult oricum. Tu ești cu avion? Avionul ăla mic? Încă nu mi-a ajuns, a? A, e ăla mic, dar na, ăla nu prea are. Are viteză mare, da. E da, deja de bate puțin vânt, om zburat. Suntem ghost. Aoleu, vezi că ți-e să fum din tine. Trezesc pe tine. E de la fasole. Fasolea iese de mine acolo, în spate. Dar nu, n-a trezat pe mine acum, că na. Păi nu acum. Mai întârziu, a? Nu plec așa de aici, frână. Eu intru direct în apă, ok? Da. Să mă arunc cu parașuta, nu mă arunc cu parașuta, îl parchez, ca să avem cu ce explicăm. Dar du-te după chestia asta, ca să fie mai adânc. Aici. Ce șofer sunt? A? Pilot. Cum fost așa? Oh, ia uite un avion sub apa. Uite un avion prăbușit sub apa, adică nostru. Wow, e o mașină mare aici de război. Da. Și vezi că mai încolo, da, aia e și mai încolo puțin, uite și tancul. Lol, cum am aterizat fix unde trebuia. Păi ți-am zis eu, bă. Deci uite, uitați-vă la chestia asta. Chestia asta eu n-o să înțeleg niciodată. Ce? Uitați-vă ca scară. Sau ca scală, nu știu cum zice. Ui. Uitați-vă ăsta, avionul și mașina. Mașina e dublă, frate. Da. Stai că mai am puțin și ajung și eu. Da. Uitați-vă cât de mic e caracterul meu în comparație cu această mașină. Mhm. Mie deschide portiera asta. Lol, uite avionul tău. Zici că l-ai parcat. Ăla nu-i cât mine de mare. Adevărat, uite cât e elicopter și uite cât e avionul. Lol. Da, scaling-ul. Scale-ul la mașină. Uite-te la mine și uite-te la volan. What the fuck, băieți? Știți pe unde am intrat? Unde ești? Pe sub mașină. Ai intrat sub mașină? Gata, am ieșit. Da, gata, am ieșit. Mamă, cât de mare, adevărat. E ciudat. Dată că zici, băi, o mașină pentru giganți? Sau ce? Nu, poate a fost de la muzeu și... acum pe bune, tu față de un tir nu ești mic? Dar nu e atât, adică uite-te tankul. Volanul ăla cât mare e. E prea mare, frate, nu știu. Vreau să mă plimb cu tankul ăsta. Mașina giganților. Uite, mai în față, uite, îi vezi acolo, tureta. Dacă nu, nu știu unde e. Uite, Max, unde e, unde e Mihai? Poate să intru înăuntru. Aaa, dar o să fie chinuitor. Da. Pe sus. Pe sus, dar e greu să intri, că știi cum e controlul. Bă, bine că mi-a luat 19 repritere, că ați pus să stau sub apă. Da. Mamă, ce mișto, dar vezi că noi n-avem tankul ăsta în joc. Păi nu, că e din... tank? E, reușesc? Cred că nu poți. Război. E un perete invizibil acolo. Foarte bună. Lol, ce e aia? Se așa. E, are o găurică aici, vreo plantă. E, are o găurică acolo. Și obicei, băieți, ia veniți unde sunt eu, ce sunt astea? Că am mai găsit ceva interesant pe aici. Ce mai găsit? Să vedem. Ia. Țevile astea? Țevile astea, un camion, cred, sau nu văd eu bine, să-i dorm... chiar, ce-i asta? Nu, băieți, ce-i asta? Uite, un camion, lă. Camion? Stai, unde e pisica, că nu știu. Uite, aici. Uite, aici. Ce-ai găsit acolo? Nu, cum se vede. Camion cu motorul ieșit în afară, vezi? Da, da, e tot de ăsta mare. Wow, a fost un dar eu nu știu, n-am văzut în viața mea. Hai că ăla tacul l-am mai văzut. Toate astea aici. Uite, un autobuz. Frate, cât autobuz e. Armata, frate, a fost o armată ceva, s-a întâmplat ceva. Că a fost o misiune. Da, eu n-am știu de ele. Uite, o chestie, nu știu ce e asta. Toate pe sub apă prăbușite, vezi? Da. A, mi-a căzut sesiunea, să știți. Da? What? Am vrut să zic. Da, o să uit în continuu pe aici. Așa. Ne întâlnim după aia. Ne întâlnim după aia, dar uite, deci dacă vorbesc un pic mai încolo... Am găsit o rachetă militară. What? Lol. Ia să vedem ce mai e pe aici. Bă, ești nebun de chestii. Aici e un tren deraiat.
Da, 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 oameni militar. Hm? Dar care a fost faza cu ele, știi? Asta mă întreb. Cred că a fost un... Ei, a fost uite, am mai găsit o bază militară ceva aici. Mai găsit un tank și ăla am găsit. E un tank imens. Da, imens, e... Imens e un cuvânt mic. Am intrat în tank. Am intrat și lol. Am intrat sincron. Da, da, da. Să intri, dar nu poți să intri foarte mult. Da, e cam confundătură. Pe aici. What the fuck? Hai să zic că tankul ăla primul și cu mașina am mai văzut-o, da. Dar trenul ăsta nici eu nu am văzut. Dar asta nu le-am mai văzut. Pe bune dacă nu. Deci nu le-am mai văzut. De ce sunt de părere că i-ar trebui într-o zi să scoată toată apa din joc, să poți să te plimbi cu mașina, să vezi tot ce pe sub apă, dar ar fi o chestie foarte mișto. Foarte multe secrete. Chestii pe care, uite, de exemplu, noi știam că există pe aici ceva, gen un tank, nu credeam că s-a mașinuța aia, dar nu știam că o să găsim o garnitură de tren prăbușită. Dar ce s-a rachete militare. Aici? Cum au ajuns ele în apă? Care e explicația? Uite, vreau să ne lăsați în comentarii care e explicația pentru toate chestiile pe care le-am văzut astăzi, de cum au ajuns ele aici? Cum și de ce? Da, chiar nici eu. Care e motivul? Eu nu știu, m-aș gândi că sau... Nu merge. Eu m-aș gândi că a fost o bază militară și... Că a existat aici la un moment dat o bază militară. Da, la un moment dat o bază militară. Ei, din cauza apei și astea... Nu știu. Da, posibil. Mă duc pe munchia asta ar de aici. Ar fi la ce mă gândesc eu. Deci pe munchia asta de aici, vezi că sunt niște cutii, niște containere. Le-am găsit și pe alea. Bă, tirul ăsta, doamne, cât de mare, e ridicol, adică cât e corpul meu pe lângă ăsta. Ce, eu sunt un pic, cred că le-au făcut un pic prea mari developerii, asta să mă gândesc. Cred că n-au pus prea mult preț pe ce e sub apă. Că cineva o să fie nebun să vină până aici, oare? Că le-au pus, s-au gândit că o să le găsești, dar probabil au zis că... Eu m-am dus și mai adânc. M-am dus și mai adânc. Bă, dacă vreți să veniți voi pe sesiunea asta, asta e liberă, știi? Adică e ok. Și pe sesiunea asta... Hai să venim la tine, Max. Îmi pice din nou. Și mai ales dacă o fi sesiune cu probleme astea de aplicație, sunt mai pice încă o dată. M-am dus și mai adânc. Dacă te duci foarte adânc, se întunecă totul, se face totul foarte... Da, și mai vezi nimica. Ea era că n-ai... O mască cu o lanternă ceva, să poți folosi și tu lanternă. Bă, eu totuși văd cât de cât, dar nu știu cât, la ce presiune te poți duce, cât de adânc. Nu prea mult. Ai încercat să te duci foarte, foarte adânc, să vezi? Da, ții damage la un moment dat, gen, ce nu mai suportă plămânii. Da, și l-am dat mori. Deja reprider-ul meu nu mai funcționează. Sau funcționează? Ba da, cred că funcționează. Ok, m-a băgat pe sesiunea ta, Max. Dar nu mi-arată câte rebridere mai am. Mi-a dispărut chestia. E surpriză. Oh, e surpriză, vezi dacă mor sau nu. Și acum o să scrie, Max has died. E creepy rău zona asta de sub apă. Oricum a fost super, mai ales că am găsit chestii pe care nu le-am văzut în viața mea în joc. Dar cum se numesc astea? Adică baza subacvatică secretă? Nu, e un crash site. Subacvatic. Wow, mi-a damage. Ai început să iei damage, a? Da, te-ai dus prea jos? E întuneric tot aici. Intrat și tu, Mihai? Da. Se suportă plămânii atât de... Ia uite, a murit, Max. Max, tu ai organizat, trebuie să ne dai invite. Da, așa că văd, Securo Serve, VIP Ability, no, Hire Associates, Offer to Friends. Ok. Bun, m-a dat... Unde m-a dat? Ah, lol, m-a dat la... alea, la laboratoarele alea, de le faci misiune la ei. Ok, venim la tine sau vii tu în oraș? Bă, pot să-mi dau o buzzer să vin în oraș. Ce mașină ne luăm? Your vehicle is not currently available. Păi mersi GTA, de ce nu? Eu am X Proto, X80. Eu le fur mașina la ăstora de aici, o să-mi iau... Nu se duci la aeroport. Să vreau să fac... Tam. O, mașina... Ne întâlnim la garaj? Păi eu sunt la firmă. Hai să văd, aeroportul e acolo, dar trebuie să ne întâlnim la firmă până la urmă, cred, da? În firmă la tine, da. Bă, da, stai, noi aveam niște mașini pe care le putem vinde, nu? Da, parcă știu și eu că avem multe sau... Haideți la garaj. Deci am furat o mașină, care e cel mai mare ghinion pe care poți să-l ai? Fură o mașină care are roata spartă. Frate, n-am tras eu în roata aia, crede-mă. Deci cum? Frate, reparați-vă roțile, eu fur mașini și trebuie să fie bune, nu? Ca să conduc și... Se mai întâmplă. Cred că o face intenționat, jocul să sacă viața mai greu, știi? Se știe. Să-ți dea o mașină cu arta spartă și că scapă cu ea de poliție, bravo. Știi că nu mi-a dat buzzer-ul când... Ia stai să văd, poate acum mi-l dă? Da, uite ce mi-l dă. Știi de ce nu mi-l dă? Că eram la laboratorul lor.
Și acum nu spunează chestii. Bun, hai că-mi iau buzzard-ul și vin la garaj. Ce vreau să zic, trebuie să-mi dau ăsta de pe față jos, că arată ridicol, zici că e un câine. Style... Non, așa, am o grămadă de răm pe față. Aaa, te referi la rebreather, lol. Da, zici că eu-s gardă ceva. Mă gândeam că ai ceva desenat pe față, la asta m-am gândit. Ok. Dăm stanț. Trebuie să vedem ce mașini avem, dacă nu facem cale întoarsă la firmă. Mergem la garaj la firmă, da? Hai că-ți zăbara de față. Da, 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 avem mașini frumoase, da, da. Da? Nu mai știam dacă le-am vândut sau nu. Okay. Dar sunt aici. Hai că sunt și eu pe drum. Însă, dar aș vrea un... aș putea să ajung mai repede cu o hidră ceva. Ce să-mi dă botnița asta de la corul jos. Da, așa. Embrec. Te-ai zgâriat mașina, pisică. Ce-ai făcut? O să refuțești. Un pic. Ia să te duci mașina, și, Max. Te duci și mi-o faci. Să-ți fac mașina să vopsesc? Dar nu te lasă. Da, nu... Nu poți să o dă ca să o... Că dacă e al cuiva, nu te lasă să o tunezi. Da. Știam. Din păcate. Era mișto să poți să iei mașina cuiva să o tunezi. Cu banii tăi. Păi cool, mi-a dat seama, aș face o mașină frumoasă, să duci și o fur și o faci jos, de exemplu. Nu știu. Ceva să râzi de el, să faci mișto de el. Dacă ar fi fost, zici, bă, n-am bani și Mihai are bani acum, zic, bă, mi-o tunează el, știi? Ar fi fost mai și mișto dacă ai putea să transferi, frate, zic, bă, eu n-am bani acum, altul are bani și vrea să-mi dea. Treci sau... pe caiet, pe datorie, îți dau bani înapoi, când vine pensia. Ce bine să pute data asta, mă, da? What the fuck? Avion? Ce? Ce cu avion? Care... Okay, am dat jos. Avion NPC, lol. Lol. Alof. Te mișcai cu lag până acum, gen, pe hartă, mă uitam la tine, mergeai așa în pauze. Acum mergi cu fluid. Da, acum merge bine, nu știu de ce. Foarte posibil să fie și una de sesiune, să nu mai pice, asta e tot. Ce mașină ai tu pe aici? Un T20 și un Banshee, ETR1 și ăsta... O să vedem pe ele. Uitat. Care din ele? Ele rumpe la obosite, de ăla. La galben. Carul ăla galben. Trebuie să aveți grijă. Nu ai intrat cineva. Și ăsta avem de viteză. Style, accesorii, rebreather non. Glasses, aia. Hai că sunt pe drum aproape. Aproape am ajuns. Te așteptăm aici. Ia uite că te-ai dat de mine. Și acum... facem așa. Opa! Ce face? Vezi ca s-a chelarii. No. Ce-ar fi să te agăți în cui? Max, ce-ar fi să te agăți în cui aici? Hai, ce-ar fi? De chiloți. De chiloți? Da. Cam atât într-o zonă foarte nefavorabilă aici, foarte... care nu mai știu să ies. Aici e o canistră. Ce-ai făcut? Am aterizat undeva unde sunt mafiare. Taș, să văd dacă găsesc să ies. A, hai, ajuns aici. Sunt aici, dar gen sunt în spate, cumva. Nici aici. Măcar nu mă lasă să stau pe scaunul tău. Îți mai trebuie elicopterul? Ai spălat și tu WC-ul. Ai voie să stai pe scaunul. Ce să? Ia mizerie. Poți să ieși de acolo? Cum ai o ușă aici. Ia uite ce a făcut Max aici de la fasolea bunicii. Vezi? E bine, ca Mihai. Ia ce se întâmplă dacă mănânci fasole de la bunica, ia uite. Ce sunt? Max, ai spălat WC-ul. Și vezi, n-avea hârtie genică și uite ce pe perenzii. Ce? Așa e? Știi filmul Dirty Grandpa? Da? Știi faza aia? La restaurant? La top, da. Ce care știu? Bă, dar nu știu pot să ies. O moarte. O moarte că te spanează pe stradă, nu te mai chinui. Doamne, frate, deci m-a... Te-ai blocat m-am parașutat aici, undeva pe aici? Gen... Da... Bă, da, pe stradă. Am mai pățit o și eu câteodată, să știi, să mă blochez. Supot, frate, undeva, gen, numai fiare erau acolo. Hai că m-a dat unde trebuie. Îmi place cum stau mașinile voastre aici în față. Le-am parcat frumos, nu? Știu cum arată. Mamă, dar bine și ăsta cu body kit-ul. Cu numele de Domino. Original. Da, arată bine. Pretty.
Și mi-a clar, pe Max era cuplin de sânge, zici că a fost în război și te-ai întors acum. Și ăsta e caramel. Mamă, caramel cu ciocolată. Mamă, ador, vai. Mamă, bagă-te pe scaun acolo, bagă-te pe scaun el. Ușor. Dar vezi cum se așează foarte ușor așa. E foarte ușor, că ai mâncat fasole și poate explodezi. Înțeleg. Deci avem așa un top range pretty. Un top range caramel. Și iau și pe obosita aia galbenă, nu știu cum se cheamă. Stai că zic eu numele de matriculare. Banshee, Domino sau original? Care deci trebuie să iei original și Banshee-ul și Ether-ul. Și Ether-ul? Lasă te 20, că te 20 ușor de făcut, adică îl faci în orice sesiune. Okay. Aici că e mai liber, le faci pe astea mai dificile, știi? Aia mi-a dat cea mai gheamă mașină. Mi-a dat o faia pretty, roz. Ți-a dat pe aia roză? O fac altfel, frate, nu o las roz. Mi-a dat-o pe Banshee-ul ăla. Primary, metal. Eu Banshee, Mihai, nu știu ce Banshee ai tu. Nu Banshee, pardon, de clasă Sabre Turbo. E muscle-ul ăla. Obosita. Shiny. Fac metals. Ce-mi place? Chrome. Metals cu chrome îmi place foarte mult. Dar de ce o am neagră aici? Asta e așa puțin. No, 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 no. A, dar nu pot să mai schimb. Boticuț, bă, nervoasă. Nervoasă mică. Nervoasă mică. Mecheră, frate, culoarea asta metal. Like, e rushed metal ăla, știi? Stai că și eu lucrez la a mea un pic acum. Shiny. Asta. Oare să-i bag la neoane. Musical loop asta. Sau las așa. Ei, frumusico. Livery. Am luat-o, Dami. Livery, pai că aș avea cuta. Ok, geare deja. O strică rău de tot livery-ul ăla, la fel cum am făcut-o, așa că, no. Așa. Spoiler. Wheels, wheel type. Lowrider. Să-i las spoiler mare, dar parcă îmi place asta mic rău de tot, așa că să-l las pe la mic. Da. Asta. Ah, ba nu, mai am roțile. Wheels, wheel type, high-end, sport. Chrome. Ia zi-mi ce... Ros cromate mari, mari de tot, de astea. Wheel color tires. Tire smoke. E red. Mult. Bă, eu am terminat. Am făcut o metalică așa, cu metalică cu crom, arată foarte, foarte bine. Nu mă hotărăz de la cred că o să pun ceva random. Partea de afară, adică partea de afară, când o să ieșim afară o să vadă și mai mișto mașinile în față de cum... Adică înăuntru nu prea ai iluminare, știi? Big boy? What? Am mai intrat lumea pe sesiune? Da. Yeah. Hey, public. Dar că nu e full. Ar fi culme. Eram trei oameni. Patru cu ăla. Adam Ghost. Ai tu Ghost? Pe organizație? Sper. Adică sper ai cum dăm la el, cred. Hai zic că așteptăm loading-ul să vedem. Și eu l-aștept. Gata. Da. Ok. Sunt câți? Nu știu. Nu mă lasă să văd. Gata. A, eu încă o organizație, să știți. Of. Ghost. 4 avem. Km avem de mers. Avem Ghost, avem Ghost. Ce mânecă Banshee-ul. Asta, Master-ul sunt mai alunică. Și a mea alunică, ești din oraș. Aia și mai ești. Scoateți-le din oraș, asta mă interesează. După aia, ok. Uite, frate, am fost să tunăm și de mașinile astea și hop, au intrat oameni pe sesiune. Uite, ăștia cu Buzzer, cu Hydra și ne fac praf, deci dați-i tare, da? Da. Da, mai avem și 3 mașini, îți dai seama că e uhuu. Hai. Super tare pentru ei dacă ne văd. Deci dați tare da. Să nu fim. Că n-ai putut deloc, adică dacă aș fi eu cu Hydra în aer și voi doi cu mașinile, ar fi fost o afacere. Ușor. Așa, n-avem protecție absolut deloc. Avem Ghost-ul care ține cât? 2 minute și 18. Cam așa. Deci dați-i cât de tare. Am acum să controleze mașina asta. Și a mea alunică destul de tare. Asta face slide-uri laterale, foarte rău, gen. Oh, Doamne, m-am uitat pe hartă. Abia pot să virez cu ea. Săracu. Vrea să intre în drift din orice motiv. Care e a ta? Aia muscle-ul? De clasă sub, turbo ăla, da. A, muscle-ul... În general, muscle-urile au foarte multă forță brută și când au accelerez. Da, da știu, dar te aștepți pe undeva prin treapta a treia să se mai stabilizeze un pic când virezi, știi? Ca și mai și controlul pe Forza, știi, ceva de genul. A, la Forza chiar. Mi-am luat, chiar. Cred că... Hă? Fără traction control chiar să duce unul. E așa joc și e mai dificil, dar... Să... controlez la punct și virgul. Din controller să știi că e mai greu cu traction control, cu volanul e mai ok. Din pedalul faci mai ușor traction control, gen, îți dai seama, hop, am trecut de pe. Asta, da.
Eu m-am dus pe sud. Tu unde te duci, Mihai? Stai, înseamnă că am ratat punctul. M-am întors. Nu trebuie. M-ai împins bine. E că vin și eu acum. Am avut noroc pentru că ăștia din organizația cealaltă deja s-au dus să-i omoare pe ceilalți 10. Da? E în regulă pentru noi. Hai să vedem, vine și pisica acum. Eu era să mă calci pisica, doar. Era bine oprit. Dacă te călcam și... Când am făcut 174.000, foarte bine. Și acum ăștia au făcut, au început o mișcare fain de VIP-ul în organizație și în take them out. Au făcut de aia, cum îi zicem. Da, trebuie să găsești VIP-ul să-l omori. Și ei trebuie să-l protejeze. N-am mai văzut de mult misiunea aia, ce drept. Nu știu, n-aia puțin. Așa. Vehicles, buzzer. Oricum, nu stau eu foarte mult să încerc să-i prind pe aia, clar, dar... Na. Da, să nu avem buzzer. Oricum vreau să merg în oraș. Nu știu dacă o să merg neapărat să încerc să-i prind. Că se poate ascunde într-o clădire. Doamne, ferești! Vreau să zic, bă, ce NPC-uri nebune, îmi împing mașinile. Ce face? Ce faci? Doamne, uite, baiul ăsta. Am apăsat să se urce, ai văzut ce a făcut, s-a dus pe lângă, a vrut să urcă în spate, a văzut că n-are loc, da. Sau sunt față. N-am să înțeleg niciodată de ce faci chestia asta. Am impresia că dacă sunt trei nelicopteri, dacă dăm pull la Lester, scăpăm toți de pe radar. Da. Eu am o idee. Cum îl cheamă pe VIP? Da, cine cheamă... Rișerite. Hai să punem mercenarii pe... Meriwether. Da, sigur nu e hacker, nu? Nu m-am uitat la level, cât are? 8000. Ai deci, că te crede... Are 8000 level? Niște, pun mercenarii pe el. Ce să zici? Gata. CSF, n-ai CSF. CSF, n-ai CSF. Dar nu înțeleg, nu înțeleg de ce nu i-a scos levelul Rockstar. 20? Nu ai ce să mai faci cu levelul, că nu te ajută cu nimic, nu e ca și cum îți spui... Păi nu, pe... mă, și-a pus 8000 așa. Degeaba, gen... Am avut și eu lag de ala de elicopter cu Python Max cu mine și pisica. Da. Gen, am văzut că te-ai aterizat, te-ai oprit, ai stagnat și brusc eram în aer. Întotdeauna se va întâmpla chestia asta între noi și nu înțeleg de ce. Recent. Da, mi-am pus mercenarii pe el, sper să-l atace. Pe ăla nu e în organizația asta, nu? Nu. Nu, nu pe ăsta... Pe ăla, din cauza că stă pe loc, eu îl văd unde e. Crezi că e acolo? Da. Vezi, lansator, lansator. Eu m-am aruncat? M-am aruncat. Bă, dar spune-ți bă și mie! Am aruncat pe... Știi de asta, da? Ah. Era atât de jos, Max. Bă, era pe stradă, mă, rișerit ăsta. Da, am văzut. Ia la minigun, nu? Te-a luat ăla? Mi-a dat aproape de el. Ia la minigun, da, și pe el m-a dat foarte aproape. Cred că l-am omorât și eu. Unde e? L-ai omorât. L-a omorât pisica, trebuie să respawneze. Văd. Uite-l în față pe dreptul. E rișerit ăla? Pe cine? Nu ai știut. E rișerit ăla. E rișerit exact. Unde e? Exact lângă ăla, e după clădirea asta roșie din dreapta ta, Mihai. Te-ai văzut? Ne-a luat. S-a protejat, mă, a reușit. Da, mă, da, știi că... E, bine, contează că știm unde e LOL. L-ai bubuit, săracul. Oh, da. Săracii. Ce se fa... Ce se fe? Ce se fe când ai level 8000 și nu te ajută nimeni? Nu e ăla, mă, cu level 8000. Nu era VIP-ul? A, nu, e la alt player. Crește ăla. Da. Ești niște oameni normali, că n-au nimic anormal asupra lor. Dar oricum ăsta a fost episodul nostru de azi, sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut și mai vreți episoade de GTA în fiecare seară, nu uitați să apăsați butonul de like și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa! Pa! Pa!